Eu vă salut, prieteni, și vă invit la o nouă ediție a proiectului Obiectiv Comun. În cadrul emisiunii de astăzi vom sta de vorbă cu directorul Internatului Psihoneurologic din satul Cireș, Comuna Ciudei, despre întreținerea și reabilitarea persoanelor cu dizabilități mentale din regiunea Cernăuți și din zonele evacuate de război. În cea de două parte a emisiunii Obiectiv Comun, colega mea, Mariana Struț, va sta de vorbă cu ghidul turistic al Universității Naționale Iurie Fiticovici din Cernăuți, doamna Angela Botă, despre adaptarea zonei turistice a orașului Cernăuți pentru persoanele cu dizabilități fizice. Domnule Iurie, bună ziua! Bună ziua, doamne. Să ne spuneți deci, despre istoricul încăperii deci a internatului psihoneurologic, când a fost deschis, câte persoane erau la început, de unde sunt aceste persoane, de unde au fost aceste 160 de persoane, din, din ce colțuri ale regiunii Cernauce și așa mai departe. S-a început uh, azi funcționarea din anul 1958. Aici au fost Uh, și este în timpul de față clădirea în care trăia cândva un baron de la România. A fost două gate mai o clădire în care se flau așa ca la reabilitare de timpul războiului, oameni care au avut nevoie tot așa de din de îngrijit. Și de la început, de cât știu eu, nu a fost undeva pe la 100 de persoane. Uh, de pe ce s mărit? marit? cel mai mult, de timpul de când uh, funcționează instituția noastră au fost la 280 de persoane. La internatul psiconeurologic din satul Cireș au sosit odată cu începutul războiului, au fost evacuate multe persoane care au sosit aici. Din anul 22, anul trecut, uh, la noi se afla numai 160 de băieți, persoane care au fost aici și trăiau la noi în uh, instituții. În timpul de față avem 197 de persoane. Aici 45 de persoane care avem în plus în timpul de față, asta uh, oamenii care sunt veniți din uh, zona un în timpul de astăzi se află războiul. Primii primi așa au venit la noi din uh, Popasna, 24 de persoane care au fost venit la noi în martie. Și noi au fost șocați și ei au fost mai tare șocați de cum ei povesteau nou aici și ce se află acolo. Că noi aici și deam la poli de munți și la noi nu au în timpul și el nevoia și și au fost la dânși. Eu au văzut în față. Pe teritoriul lor a fost căzut o bombă care o deramat toată clădirea și au rămas toată documentația, hârtiele și au rămas și de poveștile la băiați care au venit. Și mulți au fost rămași și răniți, și rămas acolo. Cum a avut loc procesul de adaptare? Fiindcă aici se aflau deja la acel moment 160 de persoane, Așa. au sosit încă 30, 24, 24 94, apoi date. au mai sosit câteva persoane, da? Deci, da. cum s-au încadrat în familia de aici? Tari bine au primit băieții noștri, aici, de aceștia de noștri care dișe de, de și ei de care au venit o primit cu dragoste, vă spun drept sincer, și au o primit cu iubire, cu înțelegere. deși e că a noștri de știu pe televiziune văd, știu informații aveau ce s-a întâmplat și ce se face la noi în țară, cum sunt a aput războiul. Așteptau primiți cu brațele deschise pe care și ni vine. Asta și oamenii care se află la noi aici, nu numai lucrătorii, persoanele care este dar aș anumit persoanele care trăiesc aici la noi instituții. Deci odată ce au sosit acești 37 de oameni, da, cu dizabilități mentale, la acel moment aici lucrau de exemplu un număr de angajați, cum se descurcau după aceea cu un număr mai mare, după ce a crescut numărul de, de persoane noi ne-am adresat la administrație, la Cerneauț, și noi ne-au dat dreptul să luăm mai câteva persoane în plus. De Am mai angajat de, de, de nou lucrători. Lucrătorii din nou, din satele aici și mijuiești care au venit. La noi toți lucrătorii au trecut cursuri anumit. Domnule Iuri, de ce vârstă sunt persoanele care se întrețin la dumneavoastră se reabilitează da, la dumneavoastră la uh, internatul psihoneurologic uh, și uh, care este soarta lor de mai departe? Până la ce vârstă se pot afla aici? La noi uh, stau băieți de la 18 ani în sus. și uh, Cel mai mic la noi are 23 de ani, și el mai în vârstă are 87 de ani aici la noi se află oamenii care nu pot să da rada singuri în societate, care uh, nu știu și cu sunt slabi psihic. E. Și sunt care au și părinți, au și rudii, dar rudii nu sunt stari, sunt riținii pe dâns, că sunt fel de fel de cazuri la noi, la fiecare cum e, sunt familie, sunt neajunsuri la noi, băieții trec aici, așa că și reabilitarea și noi ca tip de din și noi uh, ajutem ajutăm lor în, de, în, timpul de față, de trecut lor viața lor se treacă mai ușor să aibă ei bucurii în viața lor. În timpul de față avem aici și încăpiere specializate, unii tăți care au dorință. Este ecranul mare, ca teatru, făcut, este tras internetul, este computer ni clas în care ei știu să învață a noștri locatorii pe dâns să folosec cu internetul. Televizorii, majoritatea undeva la vreo 20 de Camere, unii stau băieță a noștri, că ei au legătură și cu rudele lor, și cu părința au, este pus internetul, Wi-Fi, au telefonii cu care ei, și în timpul de astăzi, aceștia care s veniți la noi din uh, părțile și are unii mari războiul, fac legături cu dâns și grăiesc prin telefonii și așa și prin internet. La uh, internatul psihoneurologic există și anumite reguli uh, de care persoanele cu dizabilități mentale trebuie să țină cont, deci ce le se permite și ce nu le se permite acestor persoane aici. Cum fac legături cu părinții, uh, ne grijim pe dâns, o de dâns. Uh, n-au voie e una, de băut rachiu. Domnului Domnul Iurie, aici se uh, tratează, se reabilitează 197 de persoane. Asta. Aveți exemple îmbucurătoare unde uh, persoane de aici, de la uh, casa internată, da, au fost reabilitate și au plecat la casele lor? Avem așa cazuri, avem multe. De la anul Trispreș. Noi am dat aproape fiecare 2 ani, noi trecem de la MSEC, așa, la comisii. Este medical comisia care se uite la băieți, care treia și ei trec comisia asta. O mers în partea bună, ori în partea rea, că asta nu se știe cum. Până ziua de astăzi, noi avem la 16 persoane. Persoanele ăștia au fost trecut prin comisie și medical au fost potrivit că ei pot singuri trăi în societate, să singurii poti să discursi și în societate. Așa. Și acasă sunt au întors, la la familii. Mai țineți legătura? Da, ținem legătura cu, cu câțiva persoane care sunt aici nu de parte de la noi. Cine are șanse să se reabiliteze și să se întoarcă la viața obișnuită, da? Este mult, mult care în timpul de față încet încet să revin și pot cu timpul să le întorc înapoi în societate, înapoi să întorc în familie. Încet încet. Dar asta e lucru nui uh, iute care se face. Poți să treacă și un an, și doi, și mai mult care și cum. La ora actuală, eu știu resursele financiare încă pere va mi permite să mai primite asemenea persoane cu dizabilități mentale. În timpul de față, locuri libere noi nu avem așa. În timpul de față, la noi șadeși, stau și 4 și 5 persoane. Unii locuri, dacă cămele sunt mai mari, stau și 6. Domnule Iurie, clar că, odată ce s-a mărit numărul persoanelor cu dizabilități mentale, aveți nevoie și de ajutor mai mult, atât psihologic, material, umanitar și așa mai departe. De unde continuă până în prezent să sosească ajutoare? Cum și cine vă ajută la ora actuală? În timpul ăsta, de la începutul războiului până în timpul de astăzi, tare mult ne-au ajutat uh, multe societăți, uh, pe hotare și a noștrii de și din Ucraina. Tare mult ne-au ajutat uh, administrația de la Cernăuț, departamentul de ne-a ajutat. Cu ajutorul lor au fost încoși și dus tare mulți organizații uh, care pot să dea ajutor. Uh, pentru, pentru, instituția noastră. Tare mult ne-a ajutat uh, MOM, Mijdonodnei Organizației de Migrație, tare mult ne-a ajutat doamna Valentina Dobrinina cu tehnică pentru bucătării, deși că s-a mărit uh, băieții care se află la noi aici și trebuia pregătite mai mult și mai uh, băiețe, ca cei de patru ori pe zi în continuu trebuie lor mâncarea. Dar așa și avem noi tehnică, el n ajunge, nu puteam noi, nu eram aș pregătiți în, în, scurt timp de făcut la așa un număr de bari de băieți de pregătit. Tare mult ne-a ajutat a noștri prieteni de la România, de la București, de la începutul războiului, ne-au dat nou în coș instituții, un generator de 18 kW, care mult ne-a ajutat în timp de când nu fost Curent electric. Noi am avut probleme de la înșaput. Nu numai noi, dar de țara au fost problemele. Multe organizații v-au acordat ajutor material, totodată acești băieți au nevoie de ajutor medical și de o vorbă blândă, de o vorbă care să-i susține, să-i sprijine zilnic, da, de a-i încuraja pentru viață, pentru, pentru viitor. Cel mai principal lor, în continuu, trebuie înghiere, înțelegere. Fiecare are pe suflet ceva și trebuie ca să înțelegi ce vrea el, ce dorește el, trebuie singur să tipui, pui să și pe locul lor și atunci tu o poți ajuta lui, să știi nevoia lui. Cum se descurcă în acest caz personalul de aici? Aici lucrează personalul care are inimă deschisă, inimă blândă și care a trecut prin nevoile în viață, care știi ce înseamnă nevoie și ce înseamnă neajunsuri. De ce au nevoie aceste persoane cel mai mult la ora actuală? N-am nevoie de nimic. Eu am nevoie una de... de cuvânt bun, de înțelegere și de ajutat lor cât mai mult. Noi în continuu aici și ca la casa și acasă, cum la gospodărie, în continuu tot trebuie ceva. În timpul de față avem nevoie să facem coperișul la o clădire și cine poate ne ajuta, așteptăm cu brațele deschise, materiale de construcții, Direparații, fărburi și în Nar și în noi așteptăm cu brațele deschise, cu ajutorul așteptăm ori și din unul. Domnule Iure, vă mulțumim pentru interviu acordat și Doamne ajută pe viitor. Mulțumim! Să trăiți! Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și îi ofer cuvântul colegii mele Mariana Struț, care va discuta cu ghidul turistic al Universității Naționale Iure Fitcovici din Cernăuți, doamna Angela Botă. Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea Obiectiv Comun. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi ne-am propus să discutăm despre sfera turistică a orașului Cernăuți și disponibilitatea monumentelor istorice și obiectivelor turistice pentru persoanele cu dizabilități. Invitata a emisiunii noastre de astăzi este ghidul turistic a Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți, doamna Angela Bota. Doamna Angela Bota, mă bucur de reîntâlnirea noastră. Bună ziua și eu mă bucur foarte mult. Doamna Angela, trăim timpuri sombre. De un an și jumătate în Ucraina este război. Evident, acest război a influențat toate sferele. Sfera turistică din orașul Cernăuți, cum a fost influențată? Avem niște timpuri grele, dar viața continuă și ne stăruim să ne bucurăm de fiecare clip al vieții și să aducem bucuria aceasta la oamenii care vin la Cernăuți, vin să viziteze și universitatea noastră, capodopera care este înregistrată în listele UNESCO sub din numirea Mitropoliei, Bucovinii și Dalmației. În viața de pace, cam în mijlociu, am avut, în timpul anului, vreo 70.000 de turiști. Bineînțeles că erau din diferite țări, În Canada, unde sunt foarte mulți și ucraineni și români plecați, o să și cu 100 de ani în urmă, deja copiii lor și nepoții și strănepoții, vin în Israel, vin foarte mulți din America, din România, vecinii noștri, bineînțeles, din Polonia, ce s-a întâmplat cu începutul războiului. Primele zile, primele săptămâni a fost o liniște. Apoi am înțeles că viața continuă. Viața continuă și așa s-a întâmplat că foarte, foarte multă lume a fost la Cernăuți. Era orașul care primea pe toți, care fugeau din diferite orașe nu prea avem acum turiști de, de peste graniță, dar totuși sunt o seamă care nu au frică că întreb din Italia de o pildă câteva persoane acolo au venit la cineva în ospeței. N-ați avut frică să veniți? Păi nu, că știm că în Bucovina e liniște și am venit la rudele noastre. Turiștii din străinătate când intră în țara noastră sunt avertizați fiind că uite, în Ucraina este război și puteți să vă puneți în pericol viața. Vin Osama chiar merg, l-am văzut pe un american la o expoziție la muzeu aici în centru și avea un cățel așa pe spate îl ținea și l-am văzut și zic ce cățel frumos, el spune e din Bahmut, din Bahmut a dus cățelul deci sunt de ăștia care pleacă și în locurile mult mai periculoase astăzi ieri am avut un grup din România, la vreo până la 30 de persoane. I-am întrebat, stați la cernuți noaptea aceasta? Nu, nu, plecăm acasă. Deci, bineînțeles, că lumea e, e, mai atentă față de chestiile astea. Foarte, foarte mulți voluntari vin din Germania, din Austria, din Franța și, bineînțeles, că noi le facem excursie și, practic, câte o persoană, două, trei, vin din diferite țări și astăzi, da? e co interesat să vadă ceva, să înțeleagă ce se întâmplă uh, dinăuntru, da, nu ceea ce a citit din ziare, dar vrea să știe ce se întâmplă la momentul actual persoanele astea strămutate care și-au găsit adăpost aici la Cernăuți mai prezintă interes pentru orașul nostru sau totuși nu? Avem încă foarte mulți turiști care, deci turiști sau nu știu e corect să spui aici turiști sau vizitatori care sunt uh, nevoiți să fie aici în Cernăuți sau în regiunea Cernăuți, că foarte mulți vin și din, de, de prin suburbiile orașului din diferite localități al uh, regiunii Cernăuți. Avem uh, foarte multe excursii fără plată, bineînțeles, pentru refugiați. Sunt și copii, sunt și adulți, sunt și tineri, deci foarte diferite categorii. Avem categoriile de copii. Este tabără și vin copii și în tabără sunt copii și din Kiev și din diferite orașe și din Harkov și copii și refugiați care pur și simplu au venit să se odihnească. Am avut de la Turbota o cerere Doamna care s-a adresat a zis că noi am fost foarte de multe ori am vrea să facem o excursie, așa, o excursie tematică, să vizităm bisericile, deci, care sunt în încinta universității. Am avut o excursie de la Topărăuți, la vreo 50 de persoane. Au fost foarte mulți copilaj. Am fost și prin săli și peste tot și am avut și sentința de a vedea anume hramurile. Noi tindem spre Europa și una din principalele valori europene e este egalitatea între semeni. Uh, știm că persoanele cu dizabilități au și ei nevoie de a vedea ceva frumos. Uh, la cernoți, ei pot vizita deci excursiile. Am în memorie toate întâlnirile acestea. Cândva mai, 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 mai de multe șor a fost un grup din Polonia, niște copii care nu aveau, nu, aveau posibilitatea de a vedea. Și, da, dar auzeau și le-am povestit totul și ei când s-au apropiat de catapeteasmă în Biserica Treierar și au început așa să o atingă cu mâinile. Știți că mi-au dat lăcrimi înseamnă că a ajuns totul, ceea ce eu am povestit, a ajuns la ei. Am avut un grup care nu puteau vorbi și la parte când ne-am întâlnit ei spun Ne dați voie să ne plimbăm puțin pe aici, că dacă ei nu aud, nu pot." Doamna care i adus, da, eu zic că, da, sunteți convinsă că nu o să putem noi vorbi, în de deci comunica, da haideți să încercăm, eu le-am propus, haideți să încercăm. Dumneavoastră aveți translator. Eu mă voi stărui să vorbesc așa de clar ca să citească pe buze. Până într-atâtea de frumoase excursie noi am avut, la sfârșit, deci și doamna translator a tradus, dar și eu m-am stăruit să vorbesc, să articulez fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare consoană. Și la urma urmei, cu toți ne-am cuprins. Și, deci dacă oamenii n-ar fi fost înțeles despre ce mergea vorba, nu ne cuprindeam atât de, de căldoros și atât de bucuros și ei erau, că să fi fost plimbate, nu era contactul acesta, știți, de la inimă la inimă. Avem foarte multe excursii pentru copiii care învață în niște școli specializate și bineînțeles că noi înțelegem că copiii aceștia sunt deosebiți și trebuie puțin poate mai altfel, mai în liniște, deci mai cu ei să mergem. Pentru mine e foarte important contactul acesta dintre suflet la suflet, cum n-ar fi omul mai în vârstă, mai tânăr, cu dezabilități. E foarte important să-i rămână ceva în suflet, căldura, lumina, frumosul. Deficiențele sunt diferite. Deci, cum ați menționat dumneavoastră, unele persoane au probleme cu auzul, altele persoane au probleme cu vederea, însă sunt persoane care au probleme cu deplasare deci nu se pot deplasa de sine stătător, În ceea ce privește accesibilitatea monumentelor istorice la Cernăuți, în special a Universității Naționale Iurii Fetcovici, pentru aceste persoane, pentru persoanele care se află în scaune cu rotile, ei pot accesa aceste monumente. E accesibil uh, când ei intră, deschidem poarta larg-larg uh, și putem intra și liber, absolut, uh, fiindcă sunt uh, fără scărițe, este locul unde se înconjoară și putem intra în biserică, putem intra în clădirea din centru. Uh, e mai complicat, uh, nu sunt atât de în alte scările, dar în uh, câteva rânduri trebuie acolo, deja trebuie să, să ridice cineva, unica problemă, că însă el e mai complicat. Uh, prin săli putem merge, uh, unica că ne urcăm acolo. Uh, am avut și așa excursii. De la veterani avem foarte mulți. Și sanatoriu, și spital, și... Deci, absolut diferite organizații care, uh, an de rând, o seama, an de rând, noi avem uh, contactele acestea și uh, ne bucurăm foarte mult uh, de fiecare persoană care vine și ne bucurăm că îi putem ajuta și cel mai tare pentru mine, știți care este bucuria când eu văd că omul acesta uh, zâmbește și în momentul acela care este acolo, el e fericit, da? Se vede aceasta pe față, pe cum zâmbește, cum are poate lacrimi în ochi. Și în momentul acesta este o, o minută, o clipă, o zi, un moment frumos al fericirii și eu mă bucur că eu pot ajuta la fericirea aceasta. Doamna Angela, există în Ucraina turism de război. Știu că ați mers nu o dată, nu în cele mai ferbinți locuri, nu în zonele chiar de acțiuni militare, însă ați fost și în zonele afectate rău de război. Cum a venit aceasta și ce v-a făcut să mergeți acolo? când s-a adresat o cunoștință de a mea, zice că n-ai vrea să fii translator la niște jurnaliști din România, din București, să meargă, dar eu am zis, da, bineînțeles că, că da, eu nici, nici o secundă nu m-am gândit nici acasă, nu am zis la ai la mei, mai le-am pus în fața faptului că, că eu plec și prima dată noi am plecat în martie al anului 22 pe 8 martie am fost la Jitomer unde chiar noaptea aia unei noi am stat Acolo a explodat un cămin. Se presupunea că locuiau acolo militari, dar nu prea așa a fost. Și chiar am mers și am filmat. Am filmat școala care a fost acolo distrusă. Am fost la spitalul unde erau copilașii de la Erpini, fără mânuță, fără picioare. Era foarte complicat. Eu traduceam în peviu, da, și am izbucnit în plâns că mi era foarte greu să, să înțeleg. Aptul acesta și am fost și la Kiev, am fost și la uh, Vinița, uh, am fost și anul acesta, noi am fost deja când s-a împlinit un an de la începutul războiului și am fost iarăși la Erpin, la Bucea, la Borodianca. Viața continuă și m-am bucurat foarte mult că la Bucea strada aia era deja asfaltată, căsuțele făcute la Borodianca au fost toate ferestrele deja la loc și uh, cu oamenii cu care am vorbit, bineînțeles, ei care și-au pierdut pe cei mai dragi, e greu să, să te obișnuiești cu faptul acesta. A trecut încă puțin timp, e greu să înțelegi de ce se întâmplă lucrul acesta. Este un turism trist, dar el este, fiindcă trebuie să știi știi ce se întâmplă și să vorbești din aia ce vezi, da, nu să presupui că e un fake sau mai nu știu ce, da, se întâmplă ce se întâmplă cu părere de rău și e o tragedie unde se întâmplă lucruri foarte grele, greu de înțeles. Doamna Angela, eu vă mulțumesc că astăzi ați acceptat să ne acordați acest interviu. Vă doresc multă inspirație în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc și eu, mă bucur că ne-am întâlnit, n-am reîntâlnit, și sperăm că va fi pace, liniște și mulți turiști vor veni la cernăuți. Doamnelor și domnilor, timpul rezervat emisiunii Obiectiv Comun se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire la începutul lunii septembrie. Cu bine!